mergem mai departe. Asta este bucătăria mea din film, bucătăria familiei Leonte, bucătăria de care personajul meu e foarte mândru. Ne și gândeam că el a pus toate astea pe aici. Astă seara tu trebuie să faci de mâncare. Tocmai am filmat o secvență în care soția mea, Elena Leonte, a făcut pastele astea și eu urmează să fac sosul. Băieții de la Props, de la Recuzită, l-au pregătit deja în caz că ne gândeam să-l folosim. Pe lasă-l pe bota să-l facă, se poate pe telorifer, da? Întotdeauna m-am gândit la personajul ăsta cu duioșie de când am citit scenariu și știu sigur că orice face, face având cele mai bune intenții. Pe de altă parte, are posibilitatea asta de a-și corecta greșelile și de asemenea și în relația cu fiica lui câștigă foarte mult teren. Adică ironia face că am ajuns la timp la liceu. Știu. Ceasul ăla nu minte. Acum, dacă aș fi fost punctual, aș fi contrazis invenția ta. Nu le rezolv eu pe toate. În continuare, cred că nu este deloc un tată rău, ci este doar nici măcar un tată neatent, ci un om neatent pe alocuri. Tatăl Mariei, tata, este un om căruia îi pasă foarte mult de familie. Și în ciuda faptului că pare imoral, eu cred că este un om foarte moral. El este forțat să facă anumite lucruri și le face fix ca să-și apere familia. Un astfel de eveniment te schimbă profund, sunt absolut convins. Toți oamenii, până la urmă, ajungem să ne maturizăm. Problema la Doru este că evenimentele s-au comprimat într-un timp foarte scurt, adică maturizarea lui a fost mult mai abruptă. Pe de altă parte, există și părți bune ale acestor întâmplări prin care trece, pentru că se reconciliază cu soția lui, vede cine sunt adevărații prieteni, observă sistemul în care se învârte. După 20 de ani de relație, Doru îi face o surpriză. Și asta învie ceva în ea. Și cred că îl repune în lumina tinereții sau în lumina începutului lor de relație. Sunt Alexandru Papadopol, interpretez personajul Doru și vă aștept să vedeți Bani Negri pe HBO Go. HBO Go. Serialele tale preferate online.